ați avut un an bun și se pare că aveți în față un an și mai bun. Știu că există estimări conform cărora cifra de afacere a clinicilor private din România a atins în 2010 jumătate din bugetul Ministerului Sănătății. Cum stați dumneavoastră? Cu cât a crescut numărul de pacienți în 2010 față de 2009? 2010 a fost un an în care noi am reușit să ne consolidăm poziția de lider de piață. Asta a fost un deziderat al nostru și ne-am ținut de el și am reușit să chiar să mărim ecartul față de competitorii noștri direcți. Ca număr de pacienți, cred că anul trecut avem o analiză, avem 1 milion de vizite, nu știu dacă neapărat 1 milion de pacienți, că unii puteau să vină de mai multe ori, ceea ce înseamnă, consider eu, foarte mult, chiar o masă critică până la urmă. Iar anul acesta, de pe 3 ianuarie, lucrurile au început să meargă la fel ca într-o lună pe care noi o consideram de vârf, noiembrie. Deci de pe 3 ianuarie noi avem un număr de pacienți cam de 3.000 pe zi. Am avut un maxim de 3.800, ceea ce pentru noi este foarte mult. Este foarte mult. Credeți că această creștere are o legătură și cu continua deteriorare a serviciilor de la stat? În mod cert. Serviciile de la stat nu reușesc să se calibreze, chiar sunt în continuare pe versantul descendent. Iar mai este un lucru, serviciile private trag foarte mult către a oferi acte medicale complexe, acte medicale care depășesc nivelul de acum 5-6 ani unde erau numai investigații. Serviciile medicale private pot duce intervenții chirurgicale complexe, investigații de laborator sau de imagini complexe. Consider că se apropie foarte mult de valoarea sistemului de stat ca și complexitate. Domnule doctor, Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate are o mulțime de plăți restante. Știu că și dumneavoastră aveți câteva clinici care au contract cu casa. Sunteți și dumneavoastră afectați de acest dezechilibru al sistemului? Mă refer la plățile restante. Un pic. MedLife, ca cifră de afaceri cu statul, se ridică undeva pe la 7, poate 8% din total cifră de afaceri, restul fiind cash, pacienți cash. Atunci noi avem o capacitate de a... Deci nu depindeți foarte mult de casă? Nu depindem absolut deloc. Uh-huh. Adică ar fi doar 7% de cifra de afaceri. Sigur, nu ne convine, dar nu este lupta noastră pentru a scoate cât mai mulți bani lucrând cu statul, dimpotrivă. În contextul ăsta mi se pare foarte interesant dacă ați comenta una dintre afirmațiile recente ale președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care zicea că nu putem vorbi despre un sistem privat de sănătate câtă vreme nu funcționează asigurările private. Are dreptate? Sunt atât de esențiale asigurările private în momentul acesta? Poate din perspectiva omogenității teoriei, teoreticale. Pentru că sistemul privat este foarte puternic. Consider că aduce undeva venituri de 500 de milioane de euro anual și din ce știm noi, unul din trei oameni din populația României apelează la serviciile private. Asigurările de sănătate private, într-adevăr, nu sunt ceea ce se aștepta și ce ne așteptăm și noi. Încă sunt foarte, foarte slabe în putere, însă mai este un lucru care ar putea să suplinească slaba lor performanță și anume abonamentele corporate, abonamentele pe care le fac mari angajatori pentru personalul lor și sunt, de exemplu, noi avem 170.000, dacă nu mă înșel. Sunt companii care au cifre asemănătoare. Sunt foarte mulți cumva asigurați prin asigurarea plătită de angajatorul lor. E o alternativă viabilă pentru business în momentul? Pentru business este o alternativă foarte importantă. Știți de ce vă întreb? Pentru că se tot vorbește de pachetul minimal de servicii, pachetul de bază care încă nu a fost aprobat. Directorul Casei de Asigurări îmi spunea săptămâna trecută că e puțin probabil să vedem asigurări private în următorii 2 ani. E destul de dificil să aprobe acest pachet minimal de servicii și dânsul spunea că asta se întâmplă din cauza lipsei de curaj politic. Pentru că există costuri politice. Vă întreb pe dumneavoastră, absența unui astfel de pachet, ce costuri are pentru pacient? Pacientul, până la urmă, duce foarte mult în spate și duce din buzunarul propriu. Existența unei alternative ar fi viabilă și ar fi de dorit și probabil sistemul privat va avea cel mai mult de câștigat din asta. Iar sistemul de stat va fi un pic relaxat, că
putea să gliseze pacienți din zona lor în zona noastră. Însă, nu pot să mă pronunț în zona politică, nu cred că va trebui să vină inițiativa de la politică, cred că va veni inițiativa de la consumatori. Și eu cred că mă alinez oarecum cu ce spune domnul director, că în 2-3 ani cred că vor avea forță și asigurările private de sănătate. Spuneți că va veni din partea consumatorilor, adică a pacienților, a asociațiilor de pacienți? Exact, așa cred. Cred că presiunea va veni de jos în sus. Aveți legătură, contact cu... Puteți să ne spuneți cât de puternice sunt asociațiile acestea în prezent? Nu sunt asociații... E o întrebare nediplomată. Nu sunt asociații constituite ca atare, sau ca dacă sunt asociația pacienților sau asociația bolnavilor, de nu o forță foarte mare. Dar sunt convins că vor trebui să găsească o alternativă. Vă mai supun atenție o formulare destul de incomodă a președintelui Casei de Asigurări. Zice, asistăm la cazuri în care pacientul este racolat de la stat și se induce ideea că la privat este mai bine. Și vă întreb, care e abordarea spitalelor private în privința celor de stat? Le concurează sau e vorba pur și simplu de o evoluție paralelă care e alimentată de principiul acesta că la privat e mai bună calitatea decât la stat? Eu cred că este fără dubiu calitatea este mai bună la privat. Pentru că avem în primul rând mai multe sisteme de control. Noi nu avem cum să supraviețuim decât dacă suntem concurențiali cu cei din piața privată și cu cei cu statul. Pentru noi orice pas, orice achiziție medicală, orice demers medical este bine contorizat, este bine cuantificat, avem cost control în spate, avem mijloace de eficiență. Asta e lupta noastră pentru eficiență. Calitatea medicilor este cel puțin la fel, dacă nu mai bună, deoarece noi încurajăm și angajăm medici cu pregătire în străinătate. Nu cred că statul va putea face presiunii de eficientizare a privatului. E o mare problemă în sistemul medical. Lipsa resurselor umane începe să fie o mare problemă. Se întâmplă ca dumneavoastră să oferiți, de exemplu, posturi medicilor români plecați în străinătate din cauza că nu găsiți aici suficiente resurse? Da, avem un program chiar activ de recrutare și avem un centru din Băneasa, Hiperclinica Băneasa, care are dezvoltate relații cu medici români din străinătate care vin punctual o dată sau de două ori pe lună și fac consultații foarte bine plătite în cadrul hiperclinicilor noastre. Ne interesează nu mult, ci foarte mult. Sunt oameni cu experiență. Vă interesează foarte mult medicii români? Medicii români din exterior. Iar problema, că ați atins o problemă de resurse umane, este o problemă și de management în sistemul de stat. Poate mai acută decât problema cadrelor medicale. Managerii de la stat nu cred că au, prin legea în care funcționează, puterea pe care o are un manager într-o clinică privată. Care odată ce i s-a dat și merge pe un buget până la capătul anului, este o putere maximală. Poate să facă orice. Apropo de subiectul ăsta, a început deocamdată destul de timid descentralizarea spitalelor. Știți că managementul trece la autoritățile locale. Găsiți că e benefică măsura asta? Consider că da, orice forță, orice resursă introdusă în sistemul de management este benefică. Se vorbește despre mutarea responsabilității din centru la nivelul autorităților locale. Este ok, s-ar putea să vedem un pas și mai departe, externalizarea managementului spitalelor. Asta e o temă interesantă. Sunt câteva spitale destul de multe care se vor închide anul acesta din lipsă de fonduri. Luați în calcul intervenția pe piață, e o oportunitate pentru dumneavoastră asta? Eu cred că este, însă apare o problemă, dacă vreți, de joc de principii. Pentru că dacă MedLife sau un operator mare ar lua ca management un spital important, din păcate imaginea unei astfel de cooperări ar fi un pic deteriorată. S-ar considera că vine o instituție privată care să gestioneze banii statului. Dar nu este chiar așa. Pentru că dacă statul spune aveți o sumă de 100 de unități pentru a eficientiza acest spital din ianuarie până în decembrie, asta este suma. Iar noi, dacă ne-am angajat, ne-am angajat văzând că această sumă este o sumă viabilă pentru acest proiect. Știm cum să manageriem un spital, dar, din păcate, acest principiu mă face să mă tem un pic.
Oare nu cumva cei de la MedLife sau de la alt operator încearcă să... Deci este total fals, total fals. Una dintre recomandările Comisiei Prezidențiale de Sănătate e un veche. Zice așa, stimulare, deci trebuie să se stimuleze și să dezvolte un sector sanitar privat și să se dezvolte asigurări medicale private și să se dezvolte furnizarea de servicii sanitare comprehensive. Vine din 2008 această, au trecut 2 ani de la publicarea acestui raport. Pentru mediul privat, statul e un partener sau deocamdată continuă să fie o piatră agățată de picior? Primul gând care îmi vine în minte este că deficiențele în funcționarea statului este reprezintă un mare impuls pentru serviciile medicale private. E o oportunitate. Este o oportunitate de business, fără dar și poate. În țările eficiente din punct de vedere medical, aceste două sisteme coexistă benefic pentru interesul clientului sau al pacientului. Fără, nu știu, bănuieli de alt ordin decât cel al eficienței economice, al unui management corect, al unei profit pentru firmele și de stat și privat. Așadar, vedeți în momentul acesta în România răspunsul la întrebarea sistem de stat sau sistem privat? Răspunsul e sau și? Nu văd în momentul ăsta răspunsul. Aș spune că pe anumite tronsoane sistemul privat este clar mult mai performant. Pe alte tronsoane, dar de altfel în suferință, mă refer ce să spun, la, eu știu, neurochirurgie sau la chirurgia cardiovasculară. Sistemul privat mai are un an sau doi, dar nu vor depăși 2 ani și vor fi cel puțin în MedLife sigur la nivel de performanță egal. Sigur și capacitate. Deci, sistemul medical privat în 2-3 ani, previzionați dumneavoastră, va ajunge la fel de puternic și la fel de frecvent accesat cum e în prezent cel de stat. Da, iar mă refer din nou la MedLife. Ținta noastră pentru 2-3 ani este de a atinge complexitatea statului pe zonele care le considerăm oportune. Asta este un deziderat și este scris de Consiliul de Administrație. Eu, ca executiv, trebuie să duc asta acolo. În 2-3 ani, MedLife s-a bătea cu statul pe complexitatea serviciilor medicale. Indubitabil.